No, salutare la toată lumea. Bă, am ieșit la o tură cu Mobra, că e o vreme foarte faină. O vreme foarte faină de toamnă. Nici nu m-am gândit să filmez de data asta, dar am zis hai, de ce nu? Că m-am gândit să merg până acolo. Nu se prea vede de aici, dar acolo pe dealuri este un sat. Acolo sus pe deal, Cireșoaia se numește. Vreau să merg până acolo să văd ce mai e prin zona aia și să văd, să găsesc o rută. Eu am venit de acolo de jos, cum a spus, un vârf de deal aici, și o să-i dau să meargă în jos, să vedem ce o să iasă. Foarte fain acum, cum o picată de frunzele. Parcă nici nu vine să mă duc tare să admir peisajul. În orice caz, mai plica minte în groapa asta și apoi tot admira eu frunzele de pe jos direct. Să vedem. Nu am fost de mult în Cireșoaia. Satul se numește Cireșoaia și oamenii, de fapt, chiar cu asta să-și ocupă cel mai mult când e sezonul, cu cireașe, cu mere, cu agricultură în general. În Cireșoaia, dacă nu ai câțiva cireși, ești nimeni în lume. Dacă o să și vedeți că au foarte multe livezi. Sper că nu umblă poliția pe acolo. Casa aici, pe vârf de deal, uitați de lume. Bă, eu nu știu cum nu se tem oamenii ăștia noaptea să stea în casele astea. Adică care mai ies, că multe sunt abandonate. Dacă îmi vineam cu băieți cu bicicletele mai de mult, mai vedeam câte un om pe aici, câte un bătrânel. Într-un fel duc și viață liniștită. Aici nu e niciun om să te enerveze. Să am grijă în curbe, că vin ăștia cu mașinile care mai lucrează pe câmpuri. Păi să nu ia pe vreunul în brață. Drumul ăsta ține ceva. Porțiunea asta cu drum pietruit și imediat dau de asfalt. Cred că aici deja și dau. Și aici era tot drum pietruit. Acum vreo 2 ani, dar văd cu asfaltat. Ce-ați bine să-i dai numai să nu vină nimic din direcția opusă. Așa e cu viteza cu care vin eu, ca pe baie. Ce fain e! No, am să văd eu pe unde o iau. Știu că era și pe aici înainte ceva. Eventual să vin, o iau pe aici, urc în sat, conjur satul și vin roată înapoi, să văd dacă mai știu eu ruta. Opa! Asta vrea să mă dea peste cap.
accelerăm mai încet pe aici. Hai, ții. Zona asta, toți oamenii au jeepuri, tractoare. Vă dați seama că pe câmp le folosesc. Am mai venit cu motorul în zona asta cam de vreo 2 ani, cu motoreta cealaltă. Am ceva secale pe aici, că am rămas fără benzină. Trebuie să vină taică mea după mine. Băgam motorul în portbagaj. De fapt, am crezut că s-a stricat. Și când am vrut să golim benzina, abia atunci mi-am dat seama că nu curge deloc benzina, că era gol rezervorul. Bă, sper să nu fie poliție pe aici, că apoi trebuie să-i dau șpan. Hai că fac eu o schemă, ia aici, aia. Camioane, jeepuri, tot ce vrei pe aici. Să-i dăm în gura. Mă salută lumea, dar nu-i cunosc. Poate e vreunul din ea, dau să-i abonați. Mă nervează că n-am oglind și nu mă pot uita în spate. O să văd eu pe unde ajung din nou acolo. Cred că pe aici era pe undeva. Când vine mașina din spate, hai că... Bă, sper că bine mă duc. Dacă nu, aia e. Posibil să fie pe aici. Vedem. Da, mă. Am ajuns de unde am pornit. Că dacă tot am venit până aici, o să iau pe drumul ăsta să văd dacă mai găsesc ceva rute. Am fost și cu mașina pe drumul ăsta și ajungi undeva în pădurea în care ne te plimbăm noi. Dar vreau să văd ce rute mai găsesc. Casa asta sigur e abandonată, la cum îi văd acoperișul. Locuri interesante pe aici. Acolo jumate e dubă. Trebuie să fie abandonat e ori aici, chiar mă. Oare chiar tăce? N-au mă, aici nu-i abandonat, că se iau căței după mine. Ia mă, că mă prinde, mă, gai așa. Hai cu lămpacii. Să vedem. Drumul ăsta îmi pare mie cunoscut. Da, mă. Pe aici am vrut odată să urcăm cu mașinile și n-am reușit. Golful 316 a avut ceva probleme. S-au desprins toba și s-au băgat în pământ și n-am mai putut înainta. Exact, locul ăsta e. Am știut eu că pe aici o să ducăm. E capul meu, ce fain se vede pădurea acum. Trebuie să căutăm și un loc de o poză faină. Hai de capul meu. Deci ce fain, se poate vedea.
e fain. Puține frunze au rămas pe copaci. Au fost niște friguri acum în diminețile astea de înghețat. Dar cum se vede acum e genial. Haide cap meu. Ia ce alunecă. Și cum cad frunzele, doamne feri. Hai să urc acolo să fac o poză. Trebuie să sperii mistreții prima dată. Aici cred că e pădurea cuiva. Pădurica cuiva. Dar e un loc perfect pentru o poză. Curios drumul ăsta unde duce. Adică până ce loc fain. Hai că pregătim aici o poză. La copacul ăla îmi place. Nu, m-am slăbit eu sau ce, doamne, nu mai pot duce motorul ăsta. N-am făcut și o poză. Bă, deci locul ăsta e prea fain. Și numai să vii să stai așa 10 minute să admiri peisajul. Vezi cum cad frunzele din copaci. Chiar te relaxezi. Și liniștea de aici nu o găsești nicăieri. Nu, a fost liniște până acum. Acum să cam termină liniștea. Să vedem pe unde o luăm. Și mai putem mere să văd unde duce drumul ăsta. Cred că tot în pădure. Hai e cap, mă, dar ce fain poate să fie. Ce incredibil. Dacă fac un pic de freestyle pe aici pe lângă pădure. Ne vedem unde ajungem. Ba, deci fâna pe spate mi-e blocată și alunecă de numai. Roata pe spate, adică mi-a fost blocată, nu frâna. Prea fain locul. Aș vrea să mă duc să mai încerc să mă dau într-o roată. Să mă învăț cumva. Mă duc acolo mai în zona în care mă dau mai mult. Știu un loc destul de bun. Să văd dacă iasă ceva sau nu. Dar până acolo am destul de mult de mers. Pot să iau și pe aici direct, să nu mai intru în pădure. Da, aș intra și până în pădure. Că e prea fain. Hai să mergem prin pădure. Aici am ajuns odată cu mașinile, dar nu mai știu exact unde am luat-o.
înainte sau pe aici. Bă, deci cât e fain acum în pădure. Deci foarte puțin e frunză mai rămas. Tare rău. E fain că vezi așa la depărtare printre copaci acum. Sper să nu bat un mistreț, că am văzut într-o seară cu mașina. Aici avem o urcare. Că e stas. Alunec destul de tare acum pe frunzele astea. Cred că mai ales dacă se audă, îi bai. Că e șanț. Sper să nu mă pierd acum în pădure. Nu recunosc deloc zona cu frunzele astea. Da, mă. Cred că aici se vedem pe aici, nu ieșim din pădure. Ba, da. Aici e și banta în care m-am luat cu Corsa. Deja văd că s-a uscat apa. Da, mai iese apă, e. Te mai poți băga o tură. Nu mă bag cu motorul, că nu vreau să-l murdăresc degeaba. Când mă duc eu să mai încerc de câteva ori să mă ridic într-o roată, mă duc mai aproape de casă, un pic în gaz, când rup capul. Da, pădurea e minunată. Prea fain. Hai că ajungem și în locul unde vreau să încerc să mă ridic într-o roată. Aș încerca să mă învăț așa la viteză mică. Bă, deci cu bicicleta reușesc, dar cu motor mi-e și frică să nu-l stric. Gen, dacă mă duc pe spate. Ia acolo, că e un pic de pantă și în pantă e mai ușor. Cel puțin cu bicicleta, așa mi se pare. Da, deci ăsta e locul. Să vedem. Ce de câteva ori dacă iasă ceva bine, dacă nu, aia e. Și fiu într-a întâia. Cam nasol. Aia e, mă, nu mă știu. Nu știu, ziceți voi, mai bine așa în pantă? Eu încerc așa în pantă că ridic mai ușor motorul. Da, deci dă mai ușor pe spate. Deci sunt plusuri și minusuri. Piciorul. Și patinează.
patinează și greu. De exemplu, dacă îi dau coada și cu viteză mai mare, așa mă duc ceva, dar normal, nu așa trebuie să mă învăț. Hai că vă arăt acum. Și coada. Vedeți, așa mă duc ceva, numai. Dar aș vrea să învăț așa la viteză mică să mă dau. Hai că-i mai dau cu a doua, că așa văd că măcar mă duc ceva. Cât de cât de, Doamne ajută. Ceva. E fără mâini, mai are, mă. Încă cu motoreta e mai ușor fără mâini, ca și cu bicicleta. Pentru că e mai grea și se ține mai ușor în echilibru. Stă mai ușor în echilibru. Cel mai mult. Bă. Încet, încet, mai are mai mult. Mi-o odihnesc mâinile. Asta e fix pic ce fac eu. Mă ridic eu un pic, da? Eu aș vrea să mă duc așa, ca lumea. Mi-e frică și nu ridic destul. Dacă aș ridica un pic mai mult, deja m-aș duce. Bă, fac pariu că dacă ai stat aici atâta ziua, până la urmă m-aș da cât e cât, da? Așa? Noi mai dau încercare și-mi bag piciorul. Că asta e. Mai vin data viitoare și mai încerc și altă dată. Sau să mai încerc pe un loc drept, habar n-am ce să fac. Acum, Doamne, să mai fac. Nu ridic suficient. Aia e toată problema. Și nu ajung până în poziția aia de echilibru. Și aș ridica-o, dar mi-e frică. Hai, că e ultima încercare și îmi bag piciorul, mă duc acasă. M-am ridicat acum. Nu multe aveam și mă duceam pe carici. Nu, bine, mă, oameni. Vă las că văd că nu iese nimic aici. O să mai încerc eu. Când mai prind așa o vreme bună și ies. Da, e, până la urmă mi-are fi într-o roată.